Aproape toți elevii din județul Mehedinți au revenit în bănci. Întrebați cum se simt în prima zi de școală după atâta timp de învățământ online, aceștia au răspuns că astăzi și-au dat seama cât de mult au pierdut în ultimul an și cât de greu va fi să recupereze materia. Ziua mult așteptată de toți cei care fac parte din procesul de educație a sosit. Aproape toți elevii din Mehedinți învață de astăzi în scenariul verde, ceea ce înseamnă că participă fizic la ore. Aceștia ne-au povestit cât de bucuroși sunt că s-au întors în bănci, pentru că în online nu au înțeles nimic. Mă bucur că am apucat să venim la școală într-un sfârșit. Ne bucurăm că s-a schimbat regula de calcul tocmai când am intrat și noi în verde. Ne întâlnim cu colegii, na, e altă... Așteptai să vii la școală? Da. Se învață mult mai bine la școală decât online. Probleme de conexiune se întâmplă foarte des. Cursurile online s-au desfășurat greoi sau mai grav nu s-au ținut. Oare școala virtuală a distrus o generație? A fost prima zi de școală cu A fost o presiune foarte mare, fiindcă nu am înțeles mai nimic în școala online și a trebuit să înțelegem și să reluăm totul de la capăt cum ar veni, tot ce am făcut pe online și a fost foarte greu. Așteptai să vii la școală? A, nu. E cam greu, pentru că în online nu prea am înțeles. Și, na, acum sperăm să mai pricepem la școală cât o mai fi deschisă. Este îmbucurător pentru noi, sincer, ne-am săturat de online. 6 luni am lăsat școala, o găsim la fel cum am lăsat-o. Este bine pentru noi, păcat că n-am revenit mai devreme, sincer. Pentru că s-a pierdut materie în online. Așteptai să vii la școală? Da, chiar așteptam. De mult așteptam chestia asta. Tu în ce clasă ești? A 7-a. Și mai mult o așteptam pentru colegi, pentru că sunt colegi pe care nu i-am mai revăzut de când am intrat în online. Reîntoarcerea în bănci a fost una primită cu căldură, aș putea spune, și cu plăcere. Chiar personal vă pot spune... Cred că am avut emoții mai mari decât în prima zi de școală, pentru că am avut activitate didactică la liceu unde îmi desfășoară activitatea și, bineînțeles, după atâta timp a fost o adevărată emoție să vezi școala animată până de elevi, până de colegi. Ne-am revăzut cu bine și să sperăm că așa vom rămâne și că această perioadă neplăcută care s-a creat și la nivelul țării și cum de altfel în toată lumea nu se va mai întoarce și o să ne putem reveni treptat, treptat să scăpăm și de... masca, a cărei prezență este obligatorie în spațiile închise, cum bine știți, și la 1 septembrie să ne revenim așa cum eram noi obișnuiți de ani de zile că trebuie să ne desfășurăm activitatea la școală. Se adună tot mai multe dovezi că școala virtuală a fost un eșec de proporții. Deși această generație este mai mereu cu telefonul sau tableta în mână, se pare că învățământul online nu i-a încântat deloc, ci din contră de-abia așteptau să se întoarcă în bănci. Aceeași bucurie s-a văzut și pe chipul profesorilor, care astăzi au revenit la catedră.